Am venit cu Marș de la Universitate în Piața Romană, împreună cu Asociația Mozaic, cu alte ONG-uri de drepturile omului. Cerem legalizarea parteneriatelor civile, poate chiar și a căsătoriilor gay. Pentru că drepturi fundamentale puse în pericol, a constatat-o și Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Într-o decizie pronunțată anul ăsta împotriva României, a constatat că nelegalizarea, nerecunoașterea cuplurilor de același sex înseamnă discriminare, încălcare a drepturilor fundamentale. Guvernul a contestat, asta e clădirea guvernului de la București, a contestat și Marea Cameră a zis că nu-i motiv de contestare, este bun și executat. Și acum sunt nevoit guvernul fie să facă o ordonanță de urgență, fie să propună o inițiativă legislativă sau o majoritate în Parlament și să schimbe cadrul legal. Să facem de legie să ne audă toată casa politică!